Sertarul lui Ciuclaru. Iată că s-a întors Bogdan Ciuclaru. Bună dimineața. Neața, în sfârșit mai deschide cineva sertarul ăsta. Lasă că n-ai suferit, am auzit. Deci fiți atenți, oameni buni, înainte de a începe Ciuclaru ce are el de zis, că el oricum zice altceva ca noi. Ciuclaru a fost Nash în Teleorman. Țineți minte, Nash în Teleorman. Puțin cred... se pot lauda cu așa ceva. Puțin, da, da, da. Eu pentru că acolo e un singur Nash, nu de asta. Și ți-ai trecut ziua petrecută în Teleorman în CV, nu? Da. Păi îți dă pensie specială. Așa. Așa, are, e înzecit ca vechime, îți trece un an de muncă, spor de risc. Așa. Și ce mai vrei tu? Să nu spui că a fost chiar în videle. Lângă videle. Lângă am videle. Trecut lângă. Pe lângă. Era un indicator cu videle, da, acolo. Da, da, da. Dar vă zic o chestie. Da, ca om, da. Kilometru are nu, tot după 800 ce te întorci de din Teleorman, ai experiență, ai ce să zici. Secretul nu e să te duci în Teleorman. Secretul e să vii de la Teleorman la București. Eu cred că am greșit puțin buzunarul. Auzi, mă, Bogdan, ești pe contrasens. Pe copil cum îl mai cheamă după Liviu, care e? Următorul. Sau era fată Viorica? Următorul pronume care era? Următorul pronume care era? Chiar. Hai să păstrăm. Așa mai să ne păstrăm. Puneți-mă da. La colț. Da, da, da. Spuneți. Deci ora tot de 60 de minute, kilometru tot de 800 de metri. Dar cum e darul? Darul, da. Darul 20-20. Păi ce? Cum să fie? 20 la copil, 20 la partid. Exact. Da. Cotră. Vai, ce mi-ați făcut. Săracii oameni de acolo au crezut că și-au un naș așa inofensiv. Care săraci? Săracii oameni. Chiar așa. Adică cum săraci? Păi botez în Teleorman. Bun, săraci. Haideți să punem, pentru că e marți, câteva știri într-o lumină pozitivă. Facem noi lucrul ăsta de obicei, marțea. Atenție, se vor filma câteva scene dintr-o telenovelă la Palatul Parlamentului. Filmul se numește Regina Sudului. Păi... Nu știm dacă va fi difuzată telenovela în Brazilia sau în Teleorman, dar știm sigur că ne-ar plăcea să vedem și câțiva parlamentari în film. E pe bune știrea cum asta, cum în ce rol, da? În rol de figuranți. Apropo, știți cum se termină o telenovelă cu politicieni? La final o să afle toți că sunt rude. Mi se șoptește în cască faptul că domnul Tăriceanu nu e potrivit pentru telenovele, el ci că se păstrează pentru neveste disperate. Trecem la alt subiect. Ieri președintele Iohannis s-a plimbat cu bicicleta. O știre aparent inofensivă. Dar atenție, dar, sloganul lui Klaus în alegeri, nu știu dacă vă amintiți, era România lucrului bine făcut. Așa. Cu ocazia asta ne-am lămurit, era vorba de plimbări bine organizate. La Arcul de Triumf, păi, da. Pe sub Arcul de Triumf. Știți fetița de 3 ani care s-a dat ieri, s-a dat zilele trecute peste cap pe asfalt, da? O știți? Da. Știrea pozitivă e că totuși era asfaltat acolo, că dacă dădea și într-o groapă, chiar ne făceam de râs. Atenție, dacă fetița o ține așa, tumbă peste tumbă, ajunge mai repede ca trenul, fie la mare, fie în vest, într-o țară cu oameni normali. Și în fine, ultimul subiect ales de mine. Ziarele de la noi scriu că la un meci de Liga a 4-a disputat la Sălaj, iarba de pe teren era atât de înaltă încât nu se mai vedea mingea. Și asta nu e o veste chiar rea. La București, deși gazonul e tuns impecabil, uneori nu se vede deloc fotbalul. Joacă frumos, deschide și atacă! Hai băieți, mișcați-vă, mă, în ritm! În ritm, vioi! Sertarul lui Ciuclaru. DGFM. Ca să știi.